Sunt o serie de prieteni pe care am și care mă întreabă de ce vorbesc, de ce aleg să spun lucrurile pe care le spun și, în general, de ce se întreabă, băi, ai o problemă, de ce simți tu nevoia să faci aceste live-uri, să vorbești despre lucruri care... oricum nu le ascultă foarte multă lume, pentru că sunt așa pe o zonă mai puțin de interes. Probabil că dacă aș fi vorbit despre un subiect la modă, ar fi avut mult mai multă priză. Și ei se împart în mai multe categorii. Sunt unii care spun că într-un fel e jenant să vorbești dacă tu ai o calitate anume în societate, de exemplu avocat sau mai știu eu ce, că prin asta te decredibilizezi, e ca și mai vorbit de extraterestri sau mai știu eu ce, nebunii din astea care n-au nimic de a face cu rațiunea și că prin chestia asta pari în ochii unora semi-nebun. Alții spun, nu vezi că oricum este inutil, că sunt oameni care nu sunt preocupați deloc de așa ceva și ce, ai 20-30 de vizualizări acolo, chiar nu contează? Sau nu te urmărește nimeni, oricum pe canalul ăsta ai puțini? Sau... da, sunt diversi. Chiar am avut așa o discuție amuzantă cu un prieten care mă lua așa în zeflemea pe această temă. Și vreau să explic așa un pic, să se înțeleagă demersul meu, că poate că oamenii au consideră că demersul meu este undeva la limita inutilului cu ridicolul. În primul rând vreau să vă spun că lucrurile pe care eu le gândesc, probabil că le gândesc și alții, însă la fel de puțini ca și mine. Adică nu suntem mulți care gândim așa. Și așa că nu mă interesează că suntem mulți sau puțini cei care gândim sau vorbim despre lucrurile astea. Pentru mine chiar nu contează. Nu mă aștept să devin celebru sau știu și eu, să am followeri sau... da, dacă voiam să fac chestia asta, învățam belly dance sau puneam poze cu pisicuțe sau de fiecare dată când făceam un live, mai băgam și o chestie de asta atractivă, mi-arătam o țâță, nu știu, cum fac gagicile în ziua de azi astea care au mulți followeri. Și cred că în momentul ăla aș fi fost urmărit de mai multă lume. Însă nu asta mă interesează. Pe mine mă interesează ca cei puțini care au câteva idei și care sunt undeva la limita... la limita periferiei societății din punct de vedere intelectual, să capete încredere și să înțeleagă că nu sunt singurii care gândesc într-un anumit fel. Asta este un prim aspect care pe mine mă interesează și am avut această surpriză încă de la început și am fost încurajat să continui tocmai de acești oameni, puțini, însă pentru mine semnificativ. Adică dacă un singur om s-a declarat impresionat de ceea ce am spus și a arătat că i-am atins sufletul într-un fel sau altul cu ceea ce am spus, sau mintea, pentru mine acele minute n-au fost pierdute. A fost un lucru pe care l-am făcut bine. Nu te poți aștepta ca aspecte care nu sunt de ordin pragmatic sau cu aplicație imediată, adică ceva din concret, să aibă foarte multă priză la public. Oamenii, în general, sunt oameni ai concretului, oameni care sunt interesați de prezent, de aici și acum, de ce bagă în burtă, de ce aia. Deci, nu avem încă nivelul global, general, de conștiință, de așa natură încât să putem să captăm într-un flux din acesta de conștiință unitar, unificat, atenția publicului la un nivel din acesta atât de mare. Da, bine, sunt oameni cum este Sadhguru sau personalități cu adevărat extraordinare care reușesc acest lucru, adică la nivel mondial
global să atragă atenția. Însă ei nu sunt prizonieri limbii române, deci nu stau un țar cu limbii române, nu sunt adică au în spate un PR, au foarte multă reclamă și de ce să nu spunem și monetizează chestia asta, ceea ce pe mine nu mă interesează. Însă cred că cel mai important lucru și lucru pe care am zis că o să-l spun astăzi și care mă motivează pe mine să continui și să fac acest gen de discursuri de tip monolog, ca să nu mai spun live, este faptul că îmi doresc să rămână ceva în urma mea. Să las atâta cât am și eu, cât m-a dus capul, mintea, și să las copiilor mei, nepoților, celor care m-au cunoscut, o urmă a trecerii mele, aceste videobloguri, aceste momente de filozofie, de discursivitate, să le las pentru a ști cum am fost. Și dacă vor găsi o valoare în ceea ce am spus, să rămână acolo, să beneficieze și altora. Lucrul ăsta pentru mine este mai degrabă important. Știți, dacă în antichitate toți mari eroi pe la războaie și unii dintre ei au făcut chiar fapte abominabile, tocmai pentru a nu fi uitați, pentru a rămâne în memorie, în istorie, începând de la Hector și Ahile și Menelau și toți marii luptători din Iliada. Da? De exemplu, Ahile s-a dus la războiul troian tocmai pentru a rămâne în istorie. De asemenea, imbecilul care l-a împușcat pe John Lennon, tot așa, a vrut să-i fie, să-i rămână numele atașat de numele lui Lennon. Evident că n-a rămas nimeni, nu mai știe cum îl chema pe acel cretin. Dar a existat această dorință a unora de a obține nemurirea în conștiința publică, nu prin nu prin lucruri obișnuite, ci neobișnuite, adică prin eroism, prin știu și eu, lucruri din acestea de valoare. Fiecare a simțit, în afară de posibilitatea aceasta de a-ți asigura o nemurire, ca să spunem așa, mai mult sau mai puțin relativă în conștiința publică prin descoperiri, științe, da, ți s-a dat numele unei străzi, wow, da? Sau printr-o calitate pe care ai avut-o în cursul vieții, sunt unii care au gândit genul acesta de nemurire prin copii. Băi, copiii mei, continuatorii mei, gena, chestii, etc. Toate astea sunt relative. Cred că vorbim aici de o existență spirituală. Însă faptele noastre, dacă sunt fapte bune, totuși rămân. Și o faptă bună, eu o leg foarte mult de ideea de compasiune. În budism există patru tipuri de compasiune. Există compasiunea față de nevoile esențiale, adică protecție, hrană, apă, da? Un acoperiș, da? Manifestată pe această zonă a nevoilor esențiale. Există o compasiune manifestare și învățătură. Și aici mă regăsesc eu pe această chestiune. Eu cred că cel mai mult și mai mult avem nevoie de cunoaștere pentru a înlătura ignoranța, pentru a înlătura lipsa de orizont, pentru că noi suntem înlănțuiți de planul acesta fizic și de lumea dorințelor senzoriale prin faptul că suntem ignoranți cu privire la adevărata noastră natură. Și toate eforturile mele au fost îndreptate către această cunoaștere, în afară de cele profesionale, că na, am avut și am în continuare un plan profesional. Dar vă dați seama cum ar fi lumea asta dacă toți oamenii de pe această planetă ar avea și această preocupare a dezvoltării interioare.
nu să arăt bine și să mănânc sănătos și să fiu, să-mi trăiesc viața cât mai frumos, ci care să țină de cunoașterea de sine, de ce este mintea, ce este sufletul, care sunt capacitățile mele, până unde le pot extinde, lucruri de genul acesta. Adică o cunoaștere aplicată, o cunoaștere care să frizeze înțelepciunea, cum ar fi. Dacă toți oamenii ar avea această capacitate. Până la urmă, asta ne distinge de animale. Capacitatea de a ne abstrage din materialitate și de a privi dincolo de momentul prezentului, de nevoile pe care le avem la momentul prezent. Sunt... Și evident, mai există o chestie. Eu am văzut-o și la oamenii... Dom'le, eu sunt un om important, am o poziție socială, sunt... Nu știu ce mă cred eu. Că sunt... șef de scară de bloc, că sunt lider de sindicat, că sunt deputat, că sunt președinte de CAP. Da? Dacă am 3 oameni sub mine care mă privesc ca pe un zeu pentru faptul că dețin o poziție peste ei, gata, nene, eu trebuie să fiu în momentul ăla... am grijă ce pun pe Facebook, ca nu cumva să fiu considerat nu știu cum sau nu știu ce. Am grijă că eu nu mă trag de șireturi cu oricine și nu sunt... Adică păstrez așa un fel de distanță, de standarde. Mie chestiile astea mi se par de o ipocrizie fără seamăn. De ce? Pentru că pe majoritatea oamenilor i-am cunoscut în intimitatea lor, ca să zic așa. Adică la evenimente de tot felul, în viața particulară. Și genul ăsta de oameni s-au dovedit în general a fi mult mai mizerabili decât oamenii obișnuiți asupra cărora pretindeau ca un ascendent. Iar genul ăsta de ipocrizie în care ei încearcă să-și ascundă adevărata natură, adevăratele tendințe, adevăratele obsesii, adevăratele pofte și pasiuni, da? Demonstrează faptul că ei suferă în realitate de acel sindrom, sentiment de inferioritate față de marea majoritate a oamenilor normali. Eu personal nu am un sentiment de importanță de sine. Nu mă consider superior nimănui. Pe niciun criteriu. Și atunci când în mod spontan mi se mai întâmplă să am cât un avânt ăsta de aroganță, îl regret în secunda 2. Adică îl conștientizez și îl regret. De ce? Pentru că eu știu și ce înseamnă să fii mic, am cunoscut și ce înseamnă să fii mare. Am cunoscut și ce înseamnă să nu ai bani și să n-ai cu ce trece strada să sari bara la metrou. Am știut și ce înseamnă să ai. Și am realizat că aceste lucruri sunt foarte relative și se pot schimba oricând. Oricând. Poți să fii astăzi cel mai deștept să vorbești în versuri Eminescu, iar mâine poți să fii o legumă să-ți curgă balele pe la colțul gurii și să te îngrijească cineva dacă te-o îngriji. Da? Nimic nu este veșnic în afară de Dumnezeu și de esența noastră divină care provine din El. Și atunci cum ai mai putea să fii arogant? Cum ai putea să mai ai orgolii și să aperi imagini de sine? Adică să ai grijă ca nu cumva să te judece oamenii și să râdă de... Dacă v-am făcut măcar să râdeți, măcar o dată în viață, cu glume, cu orice, cu ce am mai postat și așa, eu consider că e un lucru bun. Da? Și nu-mi doresc să mă luați în serios. Nici o clipă. Nu-mi doresc să mă urmați. Dar dacă v-am dat o idee cât de cât valoroasă și v-am pus pe gânduri pe un aspect profund, consider că misiunea mea a fost îndeplinită. Am stat și eu și mi-am pus întrebări. Asta referitor la ultimul punct al listei de interogări pe care mi-au făcut-o prietenii. Nu cumva tu vorbești pentru că tu ai nevoie să vorbești? Mi-am pus și această întrebare. Oare nu cumva este vorba de limbuțenie? Adică
ceva din mine care să aibă această nevoie de logore? Mi-am pus această problemă. Am reflectat profund. N-am ajuns încă la o concluzie definitivă și e firesc, pentru că nu mă cunosc încă atât de bine. Provin dintr-o mamă care este logoreică, așa că cei care o cunosc știu foarte bine lucrul ăsta. Însă, atunci când vorbești trebuie să ai și ce spune. Și cred că aici apare departajarea clară între unul care bate câmpii și unul care chiar poate să abordeze un subiect, să-l urmărească, să-l expună într-o manieră organizată. Și asta face diferența între bătut câmpii și un expozeu care merită urmărit. Acum las misiunea de a mă judeca pe acest aspect celor care m-au mai urmărit. Ei să spună dacă am fost pur și simplu logoreic sau sunt. Sau într-adevăr sunt lucruri interesante și demne de urmărit. Astea au fost lucruri pe care am vrut să le spun în seara aceasta. Ca de obicei nu e loc de parcare. Totuși am văzut ceva. În esență, cred că viața este foarte scurtă. Sunt oameni care bat câmpii mult mai mult decât mine pe alte subiecte sau non-subiecte și care au poate parte de mult mai multă atenție pe alte criterii decât subiectele pe care le abordează și atunci sunt iertat și eu dacă câteodată bat câmpii, nu? Mai vreau să spun o chestie în încheiere. Dar o să o abordez cu altă ocazie. O seară minunată!